Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, ne bucurăm de părtășia cu frații, de oportunitatea pe care o avem să ne închinăm, să medităm la Domnul, la viața noastră și la unde ne vom petrece veșnicia. Mulțumim oaspeților casei lui Dumnezeu pentru slujire. Mulțumim pentru că ne vizitează și pentru că au venit cu inima deschisă în mijlocul nostru, Dumnezeu să-i răsplătească și să-i binecuvinteze. Vedeți, Domnul are multe vase și lucrarea lui Dumnezeu este diversă în biserică, așa cum a spus El. Pentru timpul care ne-a mai rămas, încheind ciclul de lecții biblice cu privire la învățătura despre biserică, lecția numărul 4, vă invit în această seară să redeschideți Biblia și împreună să citim din primul capitol al epistolei scrise de Pavel către Efeseni, versetele de la 17 la 23. Efeseni, capitolul 1, versetele de la 17 la 23. Vă invit în cinstea Domnului să vă ridicați în picioare. Și mă rog ca Domnul Dumnezeul nostru, Domnul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrările bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plinește totul în toți. Amin. Mulțumesc, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Mă rog să stați în prezența Domnului cu liniște sufletească, cu inima deschisă și pregătită pentru cuvântul Domnului care se îndreaptă înspre noi. În seara aceasta, frați și surori, încheiem învățătura despre biserică prin prezentarea celei de-a patra parte din acest studiu. Am vorbit despre câteva aspecte ale Bisericii Domnului și în seara aceasta am ajuns la modelul celor 7 biserici prezentate în Apocalipsa. Vă aduceți aminte atunci când am studiat Apocalipsa și sigur nu numai de atunci? În introducerea cărții Apocalipsa există o prezentare diversă de biserici din vremea aceea, 7 la număr, și fiecare dintre cele 7 este diferită. Aș vrea, foarte pe scurt, să fac o scurtă prezentare a fiecăreia și să pun în evidență specificul fiecărei biserici. Biserica din Efes, priviți cum o prezintă Domnul, care este prezentarea Domnului către ea. Iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umbră prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Așa se prezintă Domnul la această biserică. Și întotdeauna felul în care Domnul se prezintă la o biserică este nu în funcție de sine, pentru că Domnul este complex, ci este în funcție de biserică. Care este prețuirea Domnului? Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, știu că nu pot suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, i-ai găsit mincinoși,
Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Aceasta este aprecierea Domnului, prețuirea Domnului. Care este pericolul la care era expusă biserica datorită specificului ei, viziunii ei, direcției? Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Care este porunca Domnului vis-a-vis de pericolul acesta, dar și de prețuirea Domnului? Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Care este pedeapsa? Altfel, spune Domnul, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Tot timpul pedeapsa Domnului este condiționată de o ultimă șansă și întotdeauna Dumnezeu are acest dacă, în grația sa, acest dacă există și în dreptul nostru și în dreptul tuturor oamenilor. Ai însă lucrul acesta bun, că urăși faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Care este perspectiva? Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Cea de-a doua biserică este biserica din Smirna. Prezentarea Domnului, iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Domnul vorbește unei biserici prigonită, unei biserici aflată în suferință. Priviți cuvintele de prețuire ale Domnului. Știu necazul tău, sărăcia ta, dar știu că ești bogat. Știu batjocorurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Domnul nu semnalează niciun pericol în dreptul acestei biserici, deoarece ea trăia în pericol, într-un pericol fizic al persecuției. Care este porunca Domnului? Porunca este îndreptată înspre consecvența bisericii. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi, iată că diavolul ar să arunce în temniță pe unii dintre voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile, dar fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Care e pedeapsa? Nu există. Unde nu există păcat, nu există nici pedeapsă. Care este perspectiva? Perspectiva este în legătură cu situația lor. Celui ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Vedeți? Aceasta este biserica suferinței, biserica care trece prin persecuție, prin necaz, biserica care este expusă la un regim dictatorial din societate, din partea autorităților. În interior, cu siguranță, pe oamenii aceștia se punea presiune, dar această presiune le-a făcut bine din punct de vedere spiritual. Biserica din Pergam, care e prezentarea Domnului, priviți cât de diferită e. Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Care e prețuirea? Știu unde locuiești, acolo unde e scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu, n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Din punct de vedere istoric, perioada bisericii Pergam, sigur urmează perioada bisericii Smirna, de aceea rămâne această consecință a bisericii din Smirna manifestată în perioada bisericii Pergam. Care e pericolul? Am ceva împotriva ta. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Porunca Domnului? Pocăiește-te. Dar pedeapsa? Altfel, observați, dacă altfel, ce mare este Dumnezeu, tot timpul îi oferă omului șansa. Pocăiește-te, altfel, pocăiește-te, dacă nu te pocăiești. Altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Care e perspectiva? Celui ce va birui, voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da un nume nou pe care nu-l știe nimeni, nici acela pe care îl primește. Observați că, așa cum spuneam odinioară, Pergamul e corespondentul bisericii căsătorită, căsătorită cu statul. Pergam înseamnă căsătorie. Tipul acesta de biserică este gata să facă orice compromis pentru a supraviețui. Priviți, vă rog, că dacă biserica din Efes a avut probleme cu dragostea, timp în care avea o grămadă de fapte, situația acestei biserici este tocmai invers.
Biserica numărul 4 este cea din Tiatira, prezentarea Domnului este specifică. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Observați cuvintele de prețuire. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Care este pericolul la care se expunea prin modul de viață această biserică? Într-o paranteză, fiecare biserică, în ciuda faptului că este asemănătoare cu celelalte, are totuși un specific. Acest specific este dat în primul rând de stilul de conducere și de direcția de conducere în funcție de viziunea care există. Fiecare biserică are părți bune și părți slabe. Prin pericolul pe care Domnul îl semnalează, trage un semnal de alarmă, demascând slăbiciunile. Scot în relief pericolul ca dumneavoastră să vă gândiți, făcând o aplicație practică, care e pericolul la care ne expunem noi ca biserică locală. Iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, observați, la biserica de mai devreme, Domnul i-a semnalat un alt risc. Aici, Domnul vorbește despre altceva, puțin asemănător, dar destul de diferit. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice că este prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Observați că Domnul respectă autoritatea conducerii acelei biserici, pentru că ei îi reproșează: tu lași ca femeia aceea, tu permiți, tu îngădui. Care este porunca Domnului? E în legătură cu riscul, e în legătură cu pericolul. Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta și nu ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă spun că nu pun peste voi altă greutate, nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Era porunca Domnului vis-a-vis de pericolul la care se expunea biserica. Care este pedeapsa? Dacă, iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi. Dar dacă se vor pocăi, se subînțelege. Observați grația lui Dumnezeu. Totdeauna este dacă. Dacă se vor pocăi, dar dacă nu se vor pocăi. Observați că omul are capacitatea, are posibilitatea, are libertatea să aleagă. Ce bun este Domnul! Ce bun este Domnul! Lăudați să-i fie numele! Care este perspectiva? Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Și continuă versetul, le va cârmui așa și așa. Biserica din Tiatira este urmarea firească a bisericii din Pergam. Spuneam, biserica din Pergam este începutul prăbușiei, căsătoria cu statul. Idolatria și imoralitatea începute atunci și-au atins culmea în vremea bisericii Tiatira. Biserica Tiatira este biserica îngropată sub influența lumii și scrisoarea aceasta este cea mai lungă dintre cele 7. Ea este un rechizitoriu consistent împotriva compromisului și este o judecată aspră asupra păcatului care și-a făcut loc în sânul bisericii din Tiatira. Biserica din Sardes, Domnul se prezintă în felul următor: iartă ce zice cel ce are 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Prețuirea Domnului, cuvintele de apreciere. Totuși ai în Sardes, totuși ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele, dar restul și le-au mânjit. Dar pe lângă cei mulți care și-au mânjit hainele, ai câteva nume care fac excepție. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alt, fiindcă sunt vrednici, ceilalți nu, marea majoritate nu. Care e pericolul? Știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Acesta este pericolul. Care este porunca? Veghează și întărește ce rămâne, care este pe moarte, trage să moară, dacă îmi permiteți expresia, fiindcă n-am găsit faptele tale desăvârșite, le-am găsit bunicele, dar nu erau desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și ai auzit. Priviți șansa, ține și pocăiește.
Care e pedeapsa? Dacă nu veghezi. Încă o dată manifestarea grației divine. Dacă nu veghezi. Dar dacă veghezi, aleluia. Dar dacă nu veghezi. Dacă nu veghezi, voi veni la tine ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Care este perspectiva lui Dumnezeu? Celui ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și așa mai departe. Numărul 6, penultima, Filadelfia. Uitați cum se prezintă Domnul la această biserică de trezire spirituală. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu închide, cel ce închide și nimeni nu deschide. Prețuirea, știu faptele tale, știu că ai puțină putere, știu că ai păzit cuvântul meu, știu că n-ai tăgăduit numele meu, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, fiindcă ai făcut lucrul acesta, o să-mi fac și eu partea. Nu există niciun pericol la care se expune această biserică. Există o poruncă însă, care privește statornicia ei. Eu vin curând, până atunci încearcă să fii serioasă. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Fii consecventă, pentru că eu am să vin în viitor, dar nu acum, ci cândva în viitor. Până atunci să te ții tare. Acum ești, dar până atunci să te ții tare. Cine va răbda până la sfârșit? Perspectiva bisericii este una pământească, una cerească, priviți perspectiva pământească. Iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide, e vorba despre evangelizare. Iată că îți dau înapoi din cei ce sunt în sinagoga satanei, sigur prin lucrarea de evangelizare. Priviți care este perspectiva cerească. Pe cel ce va birui, voi face un stâlp în casa Dumnezeului meu și așa mai departe. Filadelfia înseamnă în traducere dragoste de frați, care este biserica sfârșitului. Biserica sfârșitului, sigur, este biserica din timpul lui Anticrist. La Odicea, uitați cum se prezintă Domnul. Iată ce zice cel ce este amin, adică gata, așa este. Martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Cuvinte de prețuire, zero. Domnul nu are niciun cuvânt de apreciere pentru biserica din Laodicea. Care sunt pericolele la care se expune? Este un șir lung. Știu faptele tale, nu ești rece, nu ești în clocot, măcar dacă ai fi rece sau în clocot. Dar ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea, pentru că zici, observați că Domnul remarcă lauda prostească a bisericii din Laodicea. Zici că ești bogată, că nu duci lipsă, dar nu știi cum ești, de fapt. De fapt, nu ești cum te lauzi. Ești altfel. Ești călos, nenorocit, sărac, orb, gol. Observați că și pentru această biserică există milă divină. Nu dispreț, milă. Eu te sfătuiesc. Domnul tot timpul este constructiv, nu destructiv. Tot timpul Domnul e constructiv. Chiar dacă mustră, chiar dacă pedepsește, El mustră în perspectiva trezirii la realitate, venirii în fire, spune El și acestei biserici, care n-are nimic bun în ea. Spune El pe tine, în situația în care ești, îți oferi șansa, cumpără de la mine alifie. Și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ei ca să-ți ungi ochii și să vezi. Care e porunca? Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Adică fii pasionat de pocăință și însușește-ți pocăința, trăiește pocăința. Acestei biserici mai există șansă pentru ea? Da, atâta timp cât este în viață, mai există șansă pentru ea. Acesta este mesajul Bibliei, frați și surori. Care e pedeapsa? Atenție! Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. De ce Domnul spune asta unei biserici atât de căzute în păcat? Pentru că o iubea. Domnul iubește o biserică apostaziată, o biserică fără nimic bun în ea, o biserică care nu mai are viziune duhovnicească și e doar show. Da, Domnul o iubește și îi oferă posibilitatea pocăinței. Dacă se pocăiește, Domnul o iartă. Dacă nu se pocăiește, se va duce în iad. Perspectiva este una
pământească imediată și una cerească? Iată, eu stau la ușă și bat. De ce? Dacă aude cineva, de unde? Din biserica aia. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, eu intru la el. Și ce fac? Voi cina cu el și el cu mine. Părtășia în Hristos. Cu cine? Cu biserica aia? Da, cu biserica aia. Dacă ești aici în sanctuar sau ești undeva pe fața pământului și ne urmărești prin internet, dacă ești căzut în vremea asta, ai căzut de la fața Domnului, ai părăsit credința, l-ai părăsit pe Dumnezeu, mesajul acestei biserici este mesajul pentru sufletul tău. Nu-i lăsa pe oameni să te îngroape acolo unde ai căzut. Oamenii nu te pot ierta, numai Hristos te poate ierta. Ascultă ce îți spune Hristos, că El te poate ierta. El îți spune că dacă te pocăiești, dacă îți deschizi inima în timp ce El bate, El și pe tine te iartă. Acesta este mesajul Bibliei. Atâta timp cât ești în viață, te mai poți pocăi dacă vrei să te pocăiești. Am citit scurt prezentările acestea despre cele șapte biserici ca să observați cât de diferite erau șapte dintre bisericile din Asia Mică în vremea bisericii primare. Erau aproximativ în aceeași zonă geografică. Primiseră credința aproape în același timp. Au trăit cam în aceeași perioadă când aceiași predicatori au venit în bisericile acelea și le-a vestit cuvântul. Și observați că evoluția spirituală a fiecărei biserici este specifică și diferită de altele. Haideți să ne uităm puțin la noi ca și biserică și să acceptăm că avem un anumit specific. Cu 20 de ani în urmă, biserica aceasta avea alt specific. Cu 10 ani în urmă avea alt specific. Cu 5 ani în urmă avea alt specific. Acum trebuie să acceptăm, are alt specific. Fiecare dintre noi calificăm spiritualitatea unei biserici în funcție de educație, de experiență și de capacitatea de discernământ. Fiecare dintre noi ne uităm după anumite lucruri într-o biserică. Dacă ne uităm după rugăciune și găsim rugăciune, credem că biserica e bună, dar s-ar putea să fie bună la rugăciune, dar nu la fel de bună și la alte aspecte. Că biserica nu-i doar rugăciune. După cum un om, chiar dacă are o inimă bună, poate să moară de ficat. Sau chiar dacă are un ficat bun, poate să moară de inimă. Nu-i suficient să ai inima bună ca să trăiești, sau ficatul bun ca să trăiești. E suficient ca să se îmbolnăvească un organ vital și omul moare chiar dacă toate celelalte sunt bune. Când evaluăm sănătatea unui om, nu-i controlăm doar inima și ficatul. Când evaluăm spiritualitatea unei biserici, nu-i controlăm doar o dimensiune de slujire sau alta, ci ne uităm la complexitatea ei. Dar sigur că lucrul acesta îl face un medic pregătit, înțelept, cineva care e competent. Aș vrea, în timpul care mi-a rămas, să vorbesc puțin despre slujbele din biserică, nu neapărat ca să enumăr cele 4-5 slujbe pe care le prezintă Pavel în Efeseni sau în Roman 12. Scopul meu este altul și, încheiind învățătura despre biserică în seara aceasta, să spun câte ceva și despre slujbele din biserică. Biblia ne spune că Dumnezeu a ales niște oameni, i-a pregătit și i-a consacrat să conducă poporul. Când fratele Nelu a spus din memorie capitolul 13 din Evrei, la un moment dat vorbea despre mai mari voștri. Noi spunem că suntem egali, că suntem frați. Este adevărat? Sigur că este adevărat. Noi suntem frați și egali în Hristos. Dar în același timp Biblia spune despre mai mari voștri. Care este adevărul? Adevărul este complex. Dacă ne uităm în tavan, nu există podea. Dacă ne uităm în podea, nu există tavan. Clădirea aceasta este foarte complexă, dar adevărul lui Dumnezeu
Darurile și slujbele pe care Dumnezeu le dă în biserică sunt fundamentul organizării bisericii. Și Dumnezeu lucrează cu putere în biserică atunci când această biserică se adună în unitate, în sfințenie, exact cum menționam data trecută. În biserica unită și sfințită, Dumnezeu lucrează prin daruri, prin slujbe, pentru ca să împlinească nevoile. Ăsta este scopul manifestării darurilor și slujbelor, să împlinească nevoile și să desăvârșească poporul în perspectiva slujirii. Desăvârșire în perspectiva slujirii. Darurile și pozițiile nu trebuie privite atât de mult ca și poziții. Pentru că nu acesta este scopul lui Dumnezeu, să dea cuiva poziția de șef, de superior. În biserică nu există nici superioritate, nici șefie, ci sunt acțiuni spirituale, lucrări spirituale, menite să glorifice pe Domnul și să împlinească, în perspectiva desăvârșirii și slujirii, nevoile poporului. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, evangheliști, păstori, învățători. De ce? Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire. Chemarea și alegerea pentru această slujbă, sau în general pentru slujire, este făcută de Dumnezeu. Nu biserica alege cine este slujitor. Dumnezeu alege. Slujbele spirituale nu au fost în biserica primară rezultatul alegerii umane. Acum o să vă rog frumos să mă ascultați cu atenție, pentru că există un risc mare să mă înțelegeți greșit. Slujbele spirituale în biserica primară nu au fost rezultatul alegerii umane, așa cum este astăzi, ci rezultatul chemării divine. Privind la lista slujbelor spirituale din Efesem 4, ce ar fi să votăm proroci în biserică? Haideți, când ne vom aduna la adunarea generală, să votăm prorocii. Ce ați zice dacă am ajunge la această performanță? Scriptura spune că El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții păstori, evangheliști, păstori și învățători. Din această categorie, pe care ne permitem să-i votăm și pe care nu? O să vă rog numai să ascultați toată această prezentare, care este relativ scurtă. Scopul meu nu este să desfințez votarea. Scopul meu este să atrag atenția asupra unei tendințe greșite, care poate fi în echilibru, dar care poate ajunge o mare problemă în biserica lui Dumnezeu. Ascultați-mă cu atenție până la sfârșit și feriți-vă de duhul de judecată. Dar dacă trebuie să criticați, criticați cu toată exigența și cu toată libertatea. Diaconii care au fost aleși în Fapte 6 au fost aleși pentru slujbe absolut administrative, în perspectiva împărțirii ajutoarelor văduvelor, care au fost neglijate la împărțirea ajutoarelor din vremea aceea. Și pentru că apostolii care se ocupau cu rugăciunea și predicarea au fost depășiți de nevoia administrativă care s-a ivit cu privire la foametea care exista, prea multe nevoi, prea mulți oameni săraci, atunci ei au hotărât un grup de bărbați ca să se ocupe în mod special de problema asta, dar nu de predicare și nu de rugăciune. Spun apostolii, noi ne vom ocupa de treaba asta. Voi o să vă ocupați de împărțirea ajutoarelor. Era o slujbă absolut administrativă. Mai târziu, în istoria bisericii, slujba aceasta capătă un caracter spiritual, alături de prezbiter și de pastor, însă modalitatea publică de alegere rămâne votul. Istoria votului este foarte interesant și, dacă suntem sinceri cu noi, să o privim în Scriptură și să o comparăm cu realitatea, vom avea foarte multe întrebări la care nu știm să răspundem. Pentru că atunci când o biserică își permite să inventeze o rânduială care nu are acoperire biblică, nu poate nici să răspundă biblic la ceea ce și-a permis să inventeze cu de la sine putere. Slujbele spirituale din Efeseni, capitolul 4, sunt următoarele. Știți bine versetul 11, și El a dat. Apostolul este un trimis de Dumnezeu, însoțit cu semne și minuni pentru activități evanghelistice și misionare deosebite. Numirea de apostol poate fi folosită cu un sens larg
sau cu un sens specific. Și în funcție de sensul cu care este folosită, spunem dacă astăzi sunt sau nu apostol. În sensul larg, apostol înseamnă mesager, trimis, sau un misionar care e pionier într-un câmp nou pentru Evanghelie, așa cum a fost William Carey, care a fost apostol în India. În sensul îngust însă, apostol face referire la o slujire și responsabilitate specifică, adică acea de apostol al lui Iisus Hristos. Asta nu se mai potrivește la William Carey. Apostolii aceștia, dacă ne uităm în Scriptură, au avut o autoritate unică, aproape nelimitată. Au avut o autoritate unică de a forma și de a conduce biserica primară. Ei au putut vorbi și scrie cuvântul lui Dumnezeu. Vă întreb, dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu n-ar fi fost scris și ar fi rămas în slujba generației noastre să fie scris, ce am fi scris? Vă imaginați ce am fi scris? De câte ori ne-am fi adunat să votăm? Ar fi fost tare complicat. La sistemul nostru de a conduce astăzi, cred că n-am fi ieșit la capă nici în 5.000 de ani. Nu mai încercați să vă aduceți aminte cât timp ne-a luat să punem la cale o Constituție pe care o amendăm în fiecare an. Amendăm înseamnă că o mai modificăm un pic. Dacă și Biblia ar fi avut nevoie de modificări, cât de inspirație ar fi fost apostolii când au scris-o? Câtă diferență există între autenticitatea Bibliei și autenticitatea unei Constituții, fie că e a Bisericii Betania, o biserică independentă, sau a unei organizații mari, Church of God sau Assembly sau altceva? Există o Constituție infailibilă, fără greșeală? Nu se modifică ea odată cu schimbarea culturală care are loc la 50 de ani, 100 de ani, 200 de ani? Peste Biblia aceasta au trecut mii de ani și nu are nevoie de amendamente? A fost lucrarea apostolilor unică? E adevărat, noi suntem chemați să călcăm pe urmele lui Pavel, fiindcă în felul acesta călcăm pe urmele lui Hristos. Dar trebuie în același timp să acceptăm că apostolilor li s-a dat o autoritate specială să scrie Biblia și Biblia să rămână pentru noi o normă cu care calificăm orice vis, orice vedenie, orice descoperire dumnezească. Nu cu visul meu probăm Biblia, ci cu Biblia probăm visul meu. Nu cu prorocia mea probăm Biblia, ci cu Biblia probăm prorocia mea. Nu cu predica mea hotărâm dacă Biblia e adevărată sau nu, ci cu Biblia hotărâm dacă predica mea este bună sau rea. Câtă inspirație au avut apostolii dacă au scris fără greșeală? Știu că unii dintre dumneavoastră rare ori, dese ori veniți la mine la sfârșitul predicii și spuneți: frate Luigi, ai greșit acolo. Și îmi place sau nu-mi place, trebuie să accept că am greșit, mă aplec, spun, așa este, îmi pare rău. Uneori știu că am greșit, alteori nici nu-mi dau seama că am greșit. Dacă și apostolii făceau așa în Biblie. Vă imaginați câtă călăuzire și inspirație a fost atunci și acolo pentru ca să se scrie această unitate etalon? Pentru ca cineva, după sensul îngust al cuvântului, să fie apostol, să fi fost apostol, trebuia să îndeplinească câteva condiții. Prima dintre ele, să-l fi văzut pe Iisus cu ochii fizici, înainte de moarte și înviere. Apoi, să fi fost chemat sau numit în această slujire chiar de Domnul Iisus Hristos. Pavel face excepție sau nu? Trebuie să acceptăm că nu face. În aparență face, dar în adevăr nu face. În sfârșit, intenția mea nu este să insist asupra acestui lucru. Am semnalat doar câteva aspecte care pot deveni dileme, confuzie pentru cineva. Slujba de proroc, aici nu-i vorba de darul prorociei, în Efeseni, capitolul 4. În 1 Corinteni 14 e vorba de darul prorociei și în 12. Dar în Efeseni 4 nu-i vorba de darul prorociei, ci e vorba de slujba de proroc. Slujba de proroc presupune o însumare a mai multor daruri. Slujba de evanghelist, el este un predicator al Evangheliei care vorbește oamenilor din lume și îi cheamă în biserică. Când ei ajung în biserică, ajung pe mâna învățătorului.
Învățătorul nu evanghelizează, iar evanghelistul nu învață. Poate câteodată vi se par ciudate modurile în care noi organizăm slujbele. Dar atunci când organizezi o slujbă, trebuie să răspunzi la următoarea întrebare. Predica care urmează e studiu biblic, cuvânt de învățătură, sau e predică de evanghelizare? Și în funcție de ce este, trebuie o anumită chemare pentru o predică de evanghelizare, trebuie o chemare de evanghelist. Dar dacă e un cuvânt de studiu biblic, un cuvânt de învățătură, trebuie o slujbă de învățător. Faceți deosebirea între darul de învățător și între slujba sau între darul de evanghelist? Dacă nu faceți această slujbă, nu veți înțelege deloc de ce punem o dată așa și altă dată așa predicatorii și predicile. Una este o predică de evanghelizare care nu se adresează bisericii. Oamenilor din biserică trebuie să li se adreseze învățătură, nu evanghelizare. Oamenilor din lume trebuie să li se adreseze evanghelizare, nu învățătură. Evanghelizarea îl cheamă pe om din păcat și îl aduce în biserică. Învățătura îl crește, îl maturizează, îl edifică. Îl face pe Hristos tot mai proeminent în omul acela. Aceste două slujbe, deși ambele folosesc predicarea, sunt foarte diferite în scop și în manifestare. Un predicator e harismatic, e mai general, e mai sentimental, e mai incisiv. Un învățător e mai logic, mai selectiv. Spun toate lucrurile acestea, frați și surori, pentru că noi trebuie să știm ce ne place și ce nu ne place. Noi trebuie să cunoaștem mâncărurile atunci când suntem întrebați ce mâncăm. Când mergem la restaurant și comandăm o mâncare, nu e așa că avem nevoie de meniu? Dacă mergeți la restaurant, știți dumneavoastră pe din afară toate mâncărurile? Poate dacă mergeți de mai multe ori într-un restaurant preferat, știți ce vreți. Dar altfel spuneți, domnule, ce supă ai? Ca să știu ce să aleg. Și omul îți spune, am de aia. Și spui, din astea patru vreau pe asta. Pastor și învățător, după unii este aceeași slujbă și după mine, un păstor trebuie să fie învățător. Dacă nu este învățător, biserica nu-l va aprecia. Un păstor care nu predică bine nu va fi apreciat de biserică. Și tot timpul un predicator din afară care va veni, tot timpul va pune în umbră pe păstorul bisericii. După alții, slujba de păstor nu trebuie neapărat să fie asociată cu slujba de învățător. Important este că singura dată când e folosită conjuncția și între aceste cinci slujbe este între 4 și 5, adică între păstor și învățător. Spuneam, repet, păstorul trebuie să fie învățătorul bisericii. Altfel, cum va da direcția pe care Domnul i-a spus-o de a bisericii? Cum va spune viziunea pe care Domnul i-a dat-o? Dacă nu i-a dat nicio viziune, ce caută aici? Unde duce biserica aceasta? Nicăieri? Dacă evanghelistul câștigă suflete pentru Dumnezeu, păstorul le învață, le educă, le crește. Slujba lui e pedagogică, are caracter instructiv, câteodată corectiv, uneori folosește mustrarea, un evanghelist nu prea folosește. El cheamă oamenii la dragostea lui Dumnezeu, el n-are ce corecta, el spune sunteți păcătoși, veniți la mântuire. Dar când oamenii vin la mântuire, uneori mai e ceva de șlefuit, un evanghelist are viață foarte simplă și ușoară. Merge din biserică în biserică, nu mustră pe nimeni, nu judecă niciun caz, nu ceartă pe nimeni, nu spune nimănui, hei, să nu mai vii îmbrăcat așa la biserică. Dar un păstor stă întotdeauna în aceeași biserică, uneori mustră, alteori ceartă, alteori învață, alteori ia decizii care supără pe cineva și în timp păstorul își face mulți prieteni. Slujirea păstorului nu se referă neapărat la transmiterea informațiilor, cât la un proces de instruire și direcționare în care implică biserica. Slujba de bază în viața unei biserici, slujba spirituală de bază în viața unei biserici, trebuie să acceptăm că e predicarea și va rămâne până când biserica va fi răpită. Sigur că în cer nu mai e nevoie de maturizare și de învățătură, de aia nu se mai predică. Prin predicare se rostește cuvântul care maturizează, vindecă, dă direcție. Sunt multe lucruri pe care mi le-am notat. Timpul pe care l-am avut la dispoziție a expirat. Închei
semnalând o mică diferență în procesul închinării. Închinare însemnând tot ce facem noi pentru Dumnezeu. Manifestarea dragostei pentru Dumnezeu se numește închinare, nu doar laudă și închinare. Aceasta este o formă minusculă a închinării. Uitați ce vreau să vă spun în legătură cu asta. Rolul păstorilor, al slujitorilor, al conducătorilor de care vorbeam mai devreme, este să păstreze scopul pe care l-a dat Hristos bisericii și direcția pe care a dat-o Hristos bisericii. Sunt tot felul de tendințe. Uitați-vă numai la nunțile din biserică și veți vedea câte tendințe sunt. Tot timpul trebuie să stăm de vorbă cu mirii și să spunem, hei, 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 mai ușor cu vestimentația, mai ușor cu floricelele, mai ușor cu lăutarii, mai ușor cu domnișoarele, mai ușurel, mai ușurel. Tot timpul întrebăm, ai mânecă la rochii? Ai spate la rochii? Ce jenant e asta? Dar trebuie să faci asta. Pentru că există un proces de desacralizare. Dacă ar fi după unii mirii, ei vii și își fac nunta cum vor și la urmă pleacă. Că odată și-o fac. Și eu rămân să-mi fie rușine de dumneavoastră. Închinarea colectivă în biserică are două aspecte de bază și o grămadă de aspecte mai puțin principale. Primul este profeția, care prezintă poporului voia lui Dumnezeu prin descoperire și învățătură. E caracterul de profet al conducătorilor bisericii. Aici sunt învățătorii, păstorii, prorocii, ei prezintă voia lui Dumnezeu, ei sunt gura care vorbește, așa vorbește Domnul, așa vorbește Domnul prin predică, așa vorbește Domnul prin descoperire dumnezeiască, este partea de profeție care vine de la Dumnezeu, e descoperirea voiei lui Dumnezeu către popor. Aceasta dă direcție unei biserici. Și doi, este slujba de preoție, nu de profeție, de preoție. Aceasta prezintă lui Dumnezeu nevoile poporului. Prima slujbă a conducătorilor este să spună așa vorbește Domnul, așa trebuie să faci, așa trebuie să faci și așa trebuie să faci. Aceasta dă viziune bisericii. Conducătorii din biserică trebuie să aibă această autoritate, această înțelepciune și această călăuzire. Trebuie să aibă îndrăzneala să vorbească lămurit lucrurile acestea, fără să se teamă că supără pe cineva. Cine vine la biserică trebuie să-și asume responsabilitatea că vrea să asculte ce îi spune Dumnezeu. Noi nu chemăm oameni aici să-i lingușim, nu chemăm oameni aici să le hrănim mândria și orgoliu, chemăm oameni aici să le spunem că începând de aici și până dincolo de spatele fratelui Vasile Gaudici la toți ușierii, fratele Doru, fratele Petru, fratele Teodor și să nu-i mai enumăr pe toți, de aici și până acolo toată lumea trebuie să se pocăiască. Cine vrea să se pocăiască, se pocăiește, cine nu, nu, dar cuvântul Domnului vorbește la toți. Aceasta e slujba de profet a conducătorilor, dar există și o slujbă de preot, când oamenii aceștia vin și mijlocesc înspre Dumnezeu. Uneori, păstorii știu să o facă mai bine pe prima decât pe a doua, alteori știu să o facă mai bine pe a doua decât pe prima. În sfârșit, aceasta este complexitatea închinării. Frați și surori, învățătura despre biserică e foarte complexă. Mai complexă decât credem noi, cor, fanfară, poezie, predică și rugăciune. Știu că la vârsta și experiența dumneavoastră, udată de lacrimi de-a lungul anilor în România, în America, ați trecut prin multe. Și nu spun lucrurile acestea unor neavizați că le-aș fi spus în amănunt. Le spun unor oameni care au înțeles în mare măsură taina pocăinței și sunt gata să se jertfească până la capăt ca să nu fie în zadar ce au făcut până acum. Mă rog lui Dumnezeu să nu vă lăsați, să vă întăriți. Iar dacă sunt pricini de potignire omenești, bariere omenești, întristări omenești, să nu vă lăsați strântiți la pământ, că omul e om. Să vă uitați la Dumnezeu care v-a adus până aici și să știți că nu s-a cheltuit să vă aducă până aici ca să vă abandoneze. Fiecare dintre dumneavoastră aveți preț în ochii Domnului. De aceea vă rog în această seară, întăriți-vă și îmbărbătați-vă în numele Domnului și bazați pe dragostea lui Dumnezeu, care spune, dacă... Haideți să stăm înaintea Domnului și să folosim acest dacă. Vă invit, vă chem să ne ridicăm în picioare și să încheiem cu rugăciune slujba divină din această seară. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania.
Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.